marketing online. În seara aceasta, alături de colegii mei, să vă prezint ediția numărul 7 la Hoții. Mai tare? Mult mai tare. Daniel, uite cam așa. Sunt și un pic răcit. Bun, să vă prezint colegii mei, cred că știți deja. Alin Star, web designer. George Maikovski, web developer. Și Rockstar, în același timp. Și Rockstar, în același timp. Cornel Coman, specialist pay-per-click. Alex Gavrilă, social media. Fără rău de la social media. Să vă prezint și programul din această seară. Auditul va ține, sper, 45 de minute. După care urmează o pauză. După care urmează Q&A-ul. Și după aceea o să avem un special guest pe care o să-l prezentăm după pauză. Ne rugăm de colegii noștri să termine mai repede ca să țineți meciul. Câștigătorul din această seară este Tapstor. Salut, eu sunt Alin, încep pe partea de web design. În primul rând vreau să te întreb de cât timp ai stai aici? De un an de zile. De un an de zile? Da. Și este în același format și pe un an de zile? Nu, am fost modificat acum 4 luni. Ok. Întreb, pentru că, din ce am văzut, este un site pe Shopmania și tema este una super, este custom, dar este foarte clasică și nu cred că ați modificat absolut nimic pe partea de web design. De asta vreau să încerc să fiu cât mai scurt, pentru că îi las pe băieții mai departe. În primul rând, logo-ul. Logo-ul nu e logo, cum să zic, nu e identitate, este sigla de la Android plus un font, nu are nicio problemă. În edițiile precedente am scris câteva lucruri despre logo, pe care nu știu dacă le știi, aș vrea să ți le menționez din nou. Un logo, o identitate vizuală foarte bună, trebuie să îndeplinească toate condițiile astea. Trebuie să fie lizibil în diferite dimensiuni, deci trebuie să fie vectorial automat, ceea ce nu este ăsta. Creează impact și este ușor de reținut. Eventual doar cu sigla Android aici, poate e ușor de reținut. Nu e autentic. Are semnătate pentru dumneavoastră? Poate, că vindeți tablete, poate pe Android, poate doar din punctul ăsta de vedere. Va arăta astfel de bine peste câțiva ani. Voi decideți și e vizibil în color și în alb-negru, ceea ce nu e caz. Bun, trecând de logo, ajungem la homepage. Homepage-ul care conține foarte multe produse. Aici puteți să le structurați în oferte speciale, în promoții, în foarte multe categorii cu slider, de exemplu. Aici aveți un slider. Și după foarte multe produse până în footer. Nu știu dacă se vede până în spate, cer scuze, e o imagine mult prea mică. Bun. Exact ce ziceam, conține foarte multe produse și un sfat prietenesc, dacă tot puneți multe produse, mai tăiați din ele, dar puneți imaginea la produs un pic mai mare. O să intru în detaliu un pic mai încolo. Da? Bun. Cam asta e prima pagină, partea de sus, partea cu slider. Aici aveți toate ofertele voastre, cu garanții, cu transport gratuit, cu modalități de plată. Eu, sincer, pe acestea se prezintă în tot site-ul noastră. Înțeleg că sunt niște oferte care determină cumpărătorul să cumpere, da? Dar aș încerca să nu le pun pe toate paginile, aș încerca să le pun în footer undeva, care ajunge și acolo este foarte aglomerat footer, da? Bun. Slider-ul e ok, nu se întinde pe toată pagina. Ar trebui să se întindă, iar aici, exact ce vă ziceam, produse recomandate, puteți să mai adăugați un tab cu promoții, cu ce aveți acum de Black Friday, dacă faceți o promoție. Sau... De asemenea, imaginea mai mare, da? Încă un lucru care este prezent pe tot site-ul, tot fontul este cu bold. Și acest este complet nou. Deci încercați să boldați exact avantajele care vreți să le scoateți în evidență. Nu tot site-ul, nu descrierea produsului, prețul, până și logo-ul e cu bold. După ce dau un pic scroll pe pagină, mi-apare acest pop-up. Puteți lucra un pic la el, nu știu, puteți adăuga un produs, o poză de produs, orice, adică se poate. Pe cum mai departe, asta e pagina categoriei. La pagina categoriei avem filtrele în stânga, care pot fi separate cumva de display-ul site-ului. Pot fi băgate într-un box, pot fi, nu știu, evidențiate într-un fel.
Iar la fel, dacă scoateți bold-ul de pe ele, de pe exact fiecare filtru, se vede mult mai bine. Nu știu, le împărțiți în alte categorii. La fel și filtrele sus, ordonează după, se poate modifica un pic. Coșul meu, vă recomand să-l puneți în dreapta sus. Orice cumpărător, exact acolo se duce cu. După e dezmeticit un pic, se uită mai jos, se uită mai sus și nu vreți asta. Nu puteți avea așa coșii. Coșii, de fapt, sunt elementele de încredere, cele patru, și coșii sunt același rând. Nu știu aici de ce se vede. Pică un pic mai jos din CSS. Nu este fixat bine. Va trebui să lucrați un pic acolo. Asta e pagina de produs. La pagina de produs nu se înțelege delimitarea între exact avantajele acestea și de unde începe produsul propriu-zis. Asta vă ziceam, să scoateți aceste, le puneți undeva în footer, nu știu, le puneți în altă parte, nu mai duce cu ochiul. Uitați cum se vede, deci i-am pus un blur, nu se mai înțelege că e pagina de produs. Doamne ferește, o persoană care nu are ochelarii la ei nu vede exact ceea ce este. Și am zis să nu mai iau prea tare pe partea de design, că mai aveți mult de lucrat, cea mai mare problemă este că nu este responsiv. Deci nici măcar variantă de mobil, nici responsiv, nici variantă de tabletă, nu există nimic. Aici trebuie să contrazice. Știu că există o temă pentru responsiv. E chiar o culoare ciudată la ea, dar n-ar atunci, în niciun caz așa. Da, adică trebuie să o instalați. Nu aveți cum instalat. Problema știi care e că el e o mania. Nu putem face noi foarte multe modificări. Nici prima pagină, nici pagina produsului nu arăta așa când s-a instalat tema. Era un basic total. Asta a fost ceva, să spunem, casă. Le-am spus noi ce ar trebui să facă, cât de cât. Am înțeles. Uite, o să te contrazic eu acum. E că rău. Shopmania, varianta de responsive, care spui, o variantă de mobil, care face un user agent din Bing și se adaptează în funcție de user agent pe care nu am vrut. Dar nu le arată pe... Dar și nu e recomandată, în general, varianta de a face user agent din Bing. E ca și cum ai presupune. Și știi cu varianta cu don't assume. Ultimul sfat pe care pot să-l dau, renunțați la Shopmania și duceți-vă către prestație. Okay. Da? Și cu asta am terminat, îi dau cuvântul lui George. Hai de ce mi-a luat jumătate de prezentare. Da? Eu mă bucur în seara asta că l-avem și pe Cosmin, care a fost la primul eveniment la noi auditat și a fost tot pe Shopmania. Nu mă bucur pentru că nu a urmat sfatul nostru de la lucrurile legate pe Shopmania. M-aș bucura că tu l-ai urma. Dar hai să începem cu partea bună. Partea bună la Shopmania e că e un setup super facil. În jumătate de oră ai avut deja 50 de produse, poți să faci un microtest. O să ajungi în mall-ul Shopmania foarte repede, în momentul în care începi dezvoltarea și să vezi, să-ți validezi oarecum o idee de business. Se integrează super ok cu servicii românești. Curierat, card, educând tot, le-ai acolo repede, da? Și plus că poți cu 100 de lei să faci un test rapid, ai validat ideea, ai mers mai departe. Care sunt problemele la Shopmania, așa cum spunea și Ali și cum ai zis și tu, nu e customizabil, nu e foarte customizabil. În momentul în care vrei să faci o idee, e super ok să mergi pe, băi, facem ceva rapid, not custom, not nothing, am împins produsele, vedem cum reacționează piața la acele produse și la ce variante de marketing ne gândim noi să avem pentru ele și ce campanii să facem. Dar dacă vrei să ai un business cu adevărat, eu aș zice să mergi pe o variantă în care să poți să te dezvolți și ulterior nu să sari dintr-o platformă în alta la un moment dat. Shopmania are niște variante de customizare. Poți să customizezi câteva chestii. Am văzut că ai customizat câteva chestii, dar navigând pe site-ul tău mă simțeam uite așa. La fiecare pagină sau două pagini mai am câte un pop-up, cu newsletter, cu câte ceva. Într-una. Fix așa m-am simțit. E way too much. Dacă vrei, uite, ca și comportament pentru user, sau dacă vrei să convertești un user în newsletter, de exemplu, îți sugerez să analizezi care e comportamentul average al userilor la tine și de-abia, dacă în general un user fițează într-o sesiune, să zicem, 5 pagini, de-abia pe a 6-a servești newsletter-ul. Pentru că acel user are un comportament atipic. Sau încearcă să nu servești imediat cum am uitat pe pagină. Lasă-mă să scrolezi și o jumătate de pagină și de-abia după aia servește-mă acel pop-up. Sunt chestii destul de ușor de făcut și care nu mă mai irită atât de tare în momentul în care navighez pe site. Plus că ajungi să-mi iarți odată. Dacă prima dată n-am vrut, lasă-mă să vreau eu după aia și să caut un subscribe to newsletter în footer, să zicem.
unde, în general, lumea, dacă vrea să se aboneze la newsletter, se uită în footer după, după poziționare, în footer, în dreapta, nu în stânga, de obicei. Mai departe, stress testing-ul. Showmania e destul de ok în momentul în care vine vorba de un trafic pentru magazine mici spre medii. E super ok când vine vorba de susținut și împărțit traficul ăla. Dar dacă tot vorbim de Black Friday, hai să ne așteptăm și la o... poate dezvolți o campanie de Black Friday sau de Pink Friday, cum se gândea cineva mai demult. În acel moment s-ar putea să ai un trafic care sare din tipare destul de mult. Asta e pagina de search. E tipul de încărcare din pagina de search. Am căutat HTC Desire. Am căutat HTC Desire pentru că sunt mult mai mici șansele ca acel rezultat să fie deja cash. Lumea nu prea mai caută acum HTC Desire de un telefon vechi. Și existau totuși șanse ca tu să ai produse pentru acel telefon. Nu e atât de vechi încât să fie și tot din interesul populației. Stă super ok la căutări de un regim normal. Acei de sunt în dreapta vezi număr de vizitatori, în stânga vezi average load time în secunde. Stă super ok până pe la 150. Toate pagetele stau super ok până pe la 150. 150 de vizitatori într-un interval de 30 de secunde. Am mărit acum intervalul, ultima dată a fost de 15 la voi, parcă. Acum l-am mărit la 30 și pentru pagina de search la 40 de secunde. Era timeframe-ul de 150 de request-uri date simultan către acea pagină, încărcare completă. După acel threshold, intri fix limitările pe care le are platforma de la Showmania și anume, dacă există un shop care începe să consume foarte multe resurse, ia mai stai un pic pe margine, știi? Eliminarea de 2 minute. E fix problema pe care o vei întâmpina dacă dezvolți o campanie de Black Friday foarte agresivă. Cornet va contrazice la ce campanie de Black Friday ai, să știi. Și în momentul ăla s-ar putea ca în 40 de secunde, mai ales în fix punctul în care începe promoția, să ai peste 150 de vizitatori fără probleme. Acolo a crăpat, pur și simplu a crăpat, nu că nu mai mergea. Și a stat crăpat încă vreo 2 minute. Ceea ce nu e absolut deloc ok. Bun, dacă vei migra pe hostingul tău, vei avea aceeași problemă dacă te limitezi la un hosting non-elastic, să zicem așa. Poți, în schimb, să mergi pe o variantă ieftină de cloud. Noi ne place să lucrăm, că până acum n-am dat exemple de chestii pe care le prefer când lucrez cu platforme de cloud sau un semi-cloud cu care lucrăm noi, e DigitalOcean, care de fapt oferă VPS-uri elastice, care se redimensionează în undeva 30 de secunde instanța, poți să ajungi de la o instanță pe care ții blogul personal, la o instanță pe care poți să ții un magazin cu 200.000 de produse și un trafic din de câteva sute de mii de vizitatori. În 30 de secunde trebuie de la una la alta sau în orice punct intermediar. Chestie care ajută în astfel de caz. De asemenea, ei mai acum vreo lună și-au lansat și API-ul prin care poți să automatizezi toată chestia asta. Să ai un sistem de monitorizare, în momentul în care depășești un anumit threshold la resurse, nu știu, peste 60% de resurse de pe server sunt mâncate, trece automat pe următorul prag. Până acum puteai să faci asta cu alte cloud-uri, să zicem Amazon, dar care e overpriced față de DigitalOcean. E foarte mișto pentru business-uri mari, nu e mișto pentru business-uri care încep să încearcă să facă bootstrapping, să nu ia o infuzie capital, ci să crească cu propriul cash și cu propriul rulaj. De ce sunt problemele astea? Showmania, din ce informații am eu, practic, nu face full page caching la toate paginile. Face un caching la nivel de obiect, la nivel de interogare către baze de date, dar nu al întregii pagini. Da? Compresia, de exemplu. Compresia nu e automată la nivel de toate imaginile din cadrul site-ului. Tu ai imagini care sunt servite total neoptimizate. În principal, imaginile din slider-ul cu promoții. Deci sunt vreo 4-5 slide-uri de promoții. Unele sunt by default mai mari decât spațiul și sunt micșorate în HTML, iar altele ar fi putut să aveți undeva la 28-29% din dimensiunea ei fără să pierzi din calitate. Terminar de metadata, etc. Și de asemenea, pe Showmania am văzut implementată chestia asta, lazy loading-ul la imagini. Lazy loading, ce înseamnă? În momentul în care eu încarc o pagină,
prima dată se carcă doar HTML-ul. Oricând, da? După care browserul începe să carce toate imaginile în acea pagină. Tu pe prima pagină ai, nu știu, vreo 30 de produse, greșesc, cred că pe acolo se învârte numărul de produse din prima pagină. În primul screen, above the font, da? Se vede slider-ul, se văd vreo 6 produse. Nu ai nevoie să încarci imagine și de la celelalte 24 sau 30 de produse care mai sunt mai jos. Încarcă imaginile. Domnul Petru, vă mulțumim că ne-au luat prezentat. Scuze, întârziere. Au, stau pe mine. Vezi că e la creierul. Nu ai nevoie să încarci toate imaginile. Acele imagini poți să le încarci doar în momentul în care utilizatorul scrolează și intră în câmpul vizual acea imagine. De-abia atunci e și relevant să le încarci. Astfel scap de două chestii. Una mână, load time-ul până browserul își spune, ok, am încărcat pagina, timpul ăla e mult mai mic, ăla este timpul pe care Google măsoară ca și load time pentru site-uri, de exemplu, unul la mână, și doi la mână, traficul pe care tu îl faci la nivel de server e mai mic, traficul pe care vizitatorul este obligat să-l facă e mai mic și e important când sunt pe chestia asta. Când sunt pe chestia asta nu vreau să încarc 2 mega. Dacă pot să încarc 200 kg și să am același rezultat, iar dacă eu scrollez tu să-mi arăți mai departe, e perfect. Bun. Toate chestiile astea sunt posibile parțial pe Showmania. Tot ce e la nivel de server nu e posibil, dar sunt posibile pe chestia asta. La ce nivel de produse ai tu, la ce nivel de trafic mă gândesc eu că ai, poți să stai pe PrestaShop fără niciun fel de problemă, pe un hosting care să nu-ți mănânce cu mult mai mulți bani decât ți-ar mânca un account de Showmania. Și dacă vrei să fii prezent cu produsele tale, pentru că sunt genul de produse care sunt recomandate să fie în mall-ul Showmania, poți să ai exporturi de feed-uri, modul deja existent în PrestaShop, făcut chiar de Showmania, și să exporți acele feed-uri către Showmania, să fii prezent acolo fără absolut niciun fel de problemă. Da? De ce PrestaShop și nu Magento? De ce PrestaShop și nu WooCommerce, de exemplu? De ce PrestaShop și nu alte CMS-uri pentru e-commerce? Preferință personală, unul la mână versus ce vrei tu să mă întrebi mai departe, sunt sigur că vrei să mă întrebi. Deci nu Magento pentru că n-ai nevoie de numărul ăla de produse, nu ai nevoie de feature-urile acelea care sunt la nivel de load time de etc. Iar WooCommerce ești mult peste ca nivel de număr de produse și ca nivel de nevoi ale unui business care rulează atât de multe produse. Ai foarte multe module. Ai integrat cu toți procesatorii români de card. Ceea ce te ajută, da? Ai integrat cu toți transportatorii români. Again, te ajută. Ai integrări cu multe alte sisteme, module, Facebook, whatever. Again, te ajută. Poți să îl customizezi design-wise nelimitat. Dacă tu nu ai cunoștințe tehnice neapărat, poți să apelezi la cineva care să le facă, iar acolo are acces de la lowest level, de la backend, până la ultimul pixel din frontend să facă absolut orice vrea el. Și plus că dezvoltatorii de PrestaShop nu sunt neapărat cei mai scumpi dezvoltatori de e-commerce. Tu dintre cei spre... Sorry. Din cei low-end, să zicem, ca și nevoie de buget. E ușor de internaționalizat. Poftim? E ușor de internaționalizat. Sistemul de back-office îți oferă cam tot ce ai nevoie. Iar poți să customizezi statusul de la comenzi, de exemplu. Tu s-ar putea să livrezi comenzi parțiale, pentru că nu ai totul pe stoc. S-ar putea să te apuci la un moment dat să faci dropshipping, pentru că e o nișă în care poți să faci chestia asta. Am înțeles că, de fapt, tu momentan ești importator direct. Right? Mai sunt și alții ca tine care importă fix același lucru, s-ar putea să ai nevoie să faci dropshipping de la ei. Poți să customizezi statusul de comandă și o parte din comandă să fie dropshipped, o parte să fie din stocurile interne. Da. Am lăudat destul PrestaShop-ul, așa e. Cam asta e direcția. În general, eu sunt mult mai hater când vine vorba de auditat, de etc. Da, fiind Black Friday, am zis că fac reduceri la hatereală și sunt foarte sincer. Da, mersi, George. Să nu mă rugați să vorbesc mai tare de atât, pentru că nu pot. Am adus camera. Eu sunt Cornel Coman. Slide-ul ăsta nu e de obicei negru și nu este pentru că e Black Friday acum negru. Și pentru că am trecut eu de partea lui George și o să fiu puțin hater astăseară.
pe bune, când am intrat pe site-ul tău, am început să fac screenshot-uri așa. Avem un buton de traducere, în spaniolă, italiană, etc. Avem opțiunea asta, avem opțiunea de afișare în euro, dolari și alte. Nu știu, de ce trebuie să fie acolo? Pe lângă faptul că nu funcționează în momentul în care un italiană, singurele cumpuri traduse sunt footer-ul și meniul, cred. În rest, totul rămâne în limba română. Asta e o chestie de distracție pentru utilizator, adică tipul distrage. Ce vreau să spun e că nu o campanie PPC convertește, ci site-ul convertește. Adică asta e concluzia la care vreau să ajung în final. Și de asta am zis că momentan pentru site-ul tău n-aș face o campanie de Black Friday, deși am văzut că tu ai o lună de Black Friday. E ok să-l zic și acolo. PPC pentru cine? Pentru Tab Store. N-am putut să mă leg de chestia asta din nou de logo, pentru că inclusiv când aduci trafic, oamenii aia trebuie să rețină ceva despre tine, trebuie să fii memorabil. Noi creăm awareness pe lângă faptul că facem trafic, oamenii aia trebuie să te țină minte, iar pe tine nu o să te țină minte cu logo-ul ăsta. Am căutat Tab Store în Google Images, ia acolo o chestie care seamănă cu logo-ul tău, dar nu ești tu. E un blog din Australia. PPC pentru, am căutat Android și într-adevăr am ajuns la cine trebuia, am găsit logo-ul. Așa mi se pare ok, nu am nimic de mal. Se întâmplă și la case mai mari să greșești, dar ei au susținători. Și ok. Ce facem noi de Black Friday? Să vedem, să ne gândim întâi la contextul. Ce înseamnă la context, la utilizator și apoi ne mai gândim ce facem. Black Friday vine din Statul, după cum știți, este ziua dinainte precedente zilei recunoștinței, în care oamenii se ghesuiesc să cumpere curcani și tot felul de chestii, așa cum se întâmplă la noi de Paști, adică noi ce o să cumpărăm miel. La ei se cumpără oricum, adică și dacă nu se reduce de prețuri și dacă nu se promovează. 2. EMAG e price setter. Tu dacă încerci să furi startul, toată lumea o să aștepte oferta de Black Friday de la EMAG. EMAG, Altex și mai sunt câteva magazine mari. Cel puțin așa am văzut eu piața din România până acum. Nu trebuie să mă crezi pe cuvânt. Black Friday e despre scarcity. Ai văzut EMAG când lansează cum se epuizează toate produsele și apar numele de produse cât au mai rămas în stoc și toată chestia asta. Dacă la tine Black Friday ține o lună, ăla nu e Black Friday. Adică pe bune, vin pe site, mai am 30 de zile să-l comand, e ok. Mă duc în moment, aștept să văd ce se întâmplă la EMAG sau... Bine, niște exemple pozitive, nu știu, ai văzut Booking, mai sunt două camere, 5 vizitatori online în momentul de față. Astea sunt elemente care creează... Oamenii nu vor să piardă de obicei, știi, le teamă de a pierde ceva și atunci când văd, ăsta e ultimul produs, hai să-l adaug repede în coș să nu mi-l ia altcineva. Despre asta e și Black Friday până la urmă, hai să prind oferta, că poate comandă ceva și nu să mai apuc. La fel face și LinkedIn o chestie faină dacă ai văzut cu profilul, ți-ai completat 80% profilul, mai adaugă o chestie. La fel, e vorba că tu ai investit timp în ceva și să nu pierzi, mai dăm ceva. Iar la fel, concurența în zona asta pe PC e imensă. Utilizatori. Ce am vrut să zic aici, dacă acum 2 ani poate știam ceva despre utilizatorii care caută Black Friday, că sunt, nu știu, poate puțin mai educați, nu era așa mainstream, nu toată lumea știa de Black Friday, acum, nu știu, anul ăsta cel puțin mi se pare că oricine, cred că și bunica, dacă întreb, o să știe ce e Black Friday. Și atunci nu văd o oportunitate în a te promova exact în ziua aia, încă a concurat cu foarte mulți competitori cu bugete foarte mari. Pentru că, ți-am zis, dacă acum 2 ani făceai, puteai să zici, băi, îmi strâng o bază de date de utilizatori informați care au bani și așa mai departe. Acum nu mai știi nimic despre ei, public general, toată lumea caută, toată lumea se uită peste tot Black Friday. Văd, în schimb, o oportunitate de fidelizare. Dacă vrei să faci o campanie, la fel, trimiți clienților tăi actuali un newsletter sau faci marketing. Hei, mâine o să facem Black Friday. Tu, fiind clientul nostru, o să ai acces de astă seară, intră să vezi, știi? Adică îl faci să se simtă cumva special. După aia, a doua zi, publici pagina și mă promovezi, nu se intre nimeni, dar eu o să se simtă special, pentru că nu așa am avut acces cu câteva ore înainte. Și altă oportunitate, ar fi am făcut o bucurie acolo, pentru că nu știu dacă e o oportunitate neapărat,
sunt utilizator cu mindset de cumpărător. Există, în mulțimea aia există și niște oameni care așteaptă Black Friday să-și cumpere o chestie, să vadă, cel puțin să vadă reducerea, să se convingă că nu o să piardă. Știi? Și atunci asta ar fi o altă oportunitate. N-am intrat foarte mult pe... Da. Revenim la Black Friday. Cel mai important element e prețul. Nu despre asta e vorba, despre reduceri masive. Asta e un produs din oferta ta de luna Black Friday. Aseară a fost făcut screenshot-ul. Prețul, nu știu dacă se vede aici la tine, 15 euro redus de la 29, 48% reducere. Pe ocazie, 14 euro 90, ok, același preț. Dar nu e o reducere și decât să faci chestia asta, mai bine nu mai faci, pentru că utilizatorii tăi își pierd încrederea în tine. Zic, ia uite mă, asta ne minte. Că uite ce ofertă de 50%, dar de fapt când intră pe ocazie, peste aia, că ăștia n-au reducere și atât e de fapt produsul. Știi, și îți pierzi și vizitatorii actuali, adică își pierd încrederea în tine. S-au întâmplat că și anul trecut au fost chestii de genul ăsta. E o chestie de mentalitate, adică mai bine nu faci, dacă nu poți să o faci cum trebuie, nu o faci. Acum nu voi să te contrazic cu produsul respectiv, de exemplu, da? Poate că eu produsul acela am cumpărat acum 6 luni când l-am dat pe el 50 de lei. Eu te știi? Cred acum, că nu pot să te acum e clar că eu trebuie să-l dau la ofertă ca să scap de el. E stocul acela care vreau, de care vreau să scap. Dar nu-i spune că e Black Friday, nu-i spune că e reduce. Bagă într-un bundle, oferă-l cadou dacă vrei să scap de el, dacă ai stocul. Pentru că pune prețul mai mare la un produs care se cumpără mai bine și fă-l cadou cumva. E o chestie... E un transformator de 5V, adică e compatibil cu orice telefon, am impresia, dacă cu cablu de USB. Și atunci poți să-l dai gratuit la orice telefon, tabletă, ei, uite, ia-ți unul de excursie cu tine. Adică, nu, de ce să minți că ai 48% reducere? Sau nu neapărat că-l minți, dar da, pe el nu-l interesează că tu l-ai cumpărat acum. Asta e parte de business. Tu trebuie să te ocupi de aia. El asta vede, ce am văzut și eu. Tu l-ai redus cu 48%, dar pe ocazie mai ieftin și nu e redus. Ce să faci de Black Friday? Adică niciun caz campanie, cred că s-a înțeles. Lucrează la identitatea brandului, construiește-ți o strategie de prețuri pentru anul viitor sau poate pentru o ofertă pe care poți să o susții la un anumit moment. Să zicem că aniversezi un an. Poți să faci propriul tău Black Friday, ca să zicem așa. Și atunci intri tare cu buget mare, cu prețuri ok și îți aduci utilizatori pe site și îți faci, nu știu, un pool de clienți. Construiești o strategie de comunicare și de promovare. Și după aia, din nu știu, un dark side, că-s ligat cu kids. Acum o să-mi zici, dar audiența din targetul meu nu e atât de educată, să zicem. Logo-ul cu Android chiar funcționează, adică ei o să creadă că eu sunt partener Android sau ceva și o să cumpere de la mine pentru că sunt de încredere. Și mergi pe ideea de proști, dar mulți, adică, ok, sunt, le iau banii așa cu țării, dar nu vreau să merg pe clienți educați sau ceva, vreau să prind, să mai fur pe câte unul, să văd pe cine mai prostesc. Nu știu dacă o să meargă, nu am contraargument. E posibil să meargă dacă vinzi mult și cu profit mic, e ok. Dar ce pot în schimb face? Să testez. Nu mă dau bătut chiar așa ușor. Și atunci m-am gândit la niște audiențe aici. Bine, unele sunt mai mult în glumă. Display, bărbați, 18-24, cantitate, libertate, prosfor. Despre asta o să vorbească probabil mai mult Cătălina, colega mea, dar nici n-am pus într-o așa. Facebook 17-23, am zis să nu pui Android ca interes, pentru că, așa presupun eu, că ei sunt cunoscători, adică fanii Android, sunt cunoscători ai telefonilor și așa. Și totuși, chestiile din China, printre, ok, și produsele de calitate pe care le ai pe site, na, s-ar putea să-i streseze. Dacă vrei să faci search, ok, mergi pe tablete plus Black Friday, normal Black Friday în anunțe fi mai relevant, dar normal și pe site, Black Friday, retargeting pentru utilizatorii mai vechi. Nu știu, cam asta a fost ce am avut eu să zic. Consider că feedback-ul e un dar, și să nu mă aștept afară. Mai văzut mai mult. Pentru că mi-a luat lanterna cu electroșor la mine. Asta am fost eu. Aveam un slide. Mi l-a ajutat băieții. Mulțumesc! Mulțumesc.
salut Andrei, salut Mihai Apergis, specialist SEO, scuze de întârziere. Și să intrăm în lumea misterioasă a motorilor de căutare. Numai că, cred că mai din să mă ridic. This is a first. Da. Te-a copiat. Nu pune pe. Așa. Deci, primul lucru care vreau să-l fac la început când auditez un site este să mă uit la cam care este nișa în care activez. Și m-am uitat puțin pe site-ul tău, am luat categoriile și am făcut o analiză prin intermediul AdWords să văd cam ce cuvinte cheie sunt, se găsesc și au volum pentru nișa ta. Workload-ul respectiv, cuvintele mai mari au un volum mai mare de căutări și cuvintele mai roșii, bine aici eu... Mai negre? Așa. Au dificultate mai mare. Deci cuvintele galbene ar fi mai ușor să concurezi pe ele pe rezultatele organice. Și din câte vezi, chestii legate de telefoane, dual SIM, telefoane Samsung și Nokia se caută destul de mult. În general, cam tot ce ai tu pe site se caută, deci din punctul ăsta de vedere este ok. Însă hai să vedem cum stă site-ul tău ca poziționare pe toate cuvintele respective. Nu prea bine. Partea de jos ai rezultatele Google. Deci 1-10 ar fi cam câte cuvinte cheie ești pe prima pagină. Niciunul din cele 30. Ești pe cam 6 cuvinte cheie în primele 100 și după 100 majoritatea. Având în vedere că tu ai site-ul de, zic eu, un an și ceva? Un an. Un an, ok. M-aș fi așteptat, având în vedere că este un site foarte nișat, și întotdeauna au fost numai accesorii și telefoane mobile și tablete, m-aș fi așteptat să ai un ranking ceva mai bun. Și să vedem, practic, dacă tu nu ești pe prima pagină, să vedem cine e. Și cam aceștia sunt competitorii tăi pe rezultatele organice. Practic. Asta poți vezi la mine, pentru că eu nu m-am adresat site-urilor care vând accesorii de mobile. E clar că pe acestea nu pot concura. Însă dacă căutăm, de exemplu, husă, tabletă, Samsung X, pentru că bănuiesc asta caută omul când își cumpără o husă. Nu caută husă Samsung. Probabil că își caută husă, tabletă, Samsung Tab 2 pe 3100. Spune chiar și modelul respectiv. Acolo cred că ar trebui să facem o analiză. Aia e o analiză mai mult de long tail și ca volum, multe din cuvintele respective nu au volum. Adică nu, cel puțin pe AdWords nu ți-ar fi dat volum. Sigur, tu ai niște trafic pe site dacă e acumulat din toate long tail-urile, într-adevăr ți adună ceva trafic. Dar pe cuvintele, având în vedere că nu ai volum, trebuie să-mi uităm pe cuvintele principale. Și bănuiesc că nu te-ar deranja dacă ai apărat pe prima pagină pe puse telefoane. Pentru că totuși este un volum destul de mare. Sau pe telefoane mobile Samsung. Sunt de acord cu tine, dar știu că sunt rechini ăștia din față, așa că aștia oricum n-am nicio șansă. Ok, păi stai să spun. De ce ai avea totuși o șansă? Și de ce... uite, de exemplu, Emag ar fi primul tău competitor și el apare pe prima pagină de 34 de ori și ai putea să zici blat, că sunt doar 30 de cuvinte cheie analizate, însă apare pe unele cuvinte cheie chiar de mai multe ori pe prima pagină. Care este ideea? Ideea este că Emag, Sell, Altex și multe alte dintre site-urile care apar nu sunt nișate fix pe accesorii de telefoane, pe cuvintele pe care am mers în general. De aceea vezi și acolo gsmnet.ro. Chiar dacă e mai la coadă, apare pe 10 cuvinte cheie, apare pe prima pagină. Și sunt cuvintele cheie de care ți le-am arătat, care sunt destul de generice și au un volum destul de mare. Ideea este că, odată ce ai un site care vinde și accesorii de telefoane, și calculatoare, și mobilă, și nu mai știu ce, relevanța site-ului respectiv pentru un anumit cuvinte cheie scade. Astfel încât un site care e nișat numai pe un anumit domeniu, cât e mai nișat, cu atât e mai relevant, cu atât are șansă să concureze, chiar dacă nu are numărul de link-uri, nu are autoritatea sau popularitatea care are Max sau Sell, tot poate să concureze pe cuvinte cheie fiind mult mai nișat. Tocmai de aceea am pus 10, pentru că la 10 era chiar gsmnet.ro. Și asta vreau să spun că, cu toate că sunt rechinii ăștia de care vorbești, tot ai o șansă dacă reușești să-ți faci un profil destul de bun de link-uri, pentru că vom ajunge și acolo, dar din punct de vedere un page stai destul de ok, adică site-ul e destul de optimizat, poți totuși să concurezi pe cuvintele cheie respective. Și să trecem la partea on page. Îmi zicea George ca să nu fim foarte hater, am să trec și prin câteva chestii bune pe care le are site-ul. Sunt de acord cu George și eu sunt pro PrestaShop, dar din... cel puțin pentru site, tot ShopMania are câțiva factori implementați destul de bine. Nu ai probleme de accesare a paginilor, deși ai
nu știu, 40 și ceva de mii de pagini. N-am văzut, am impresia că era una singură cu eroare. Există sitemap, ai o arhitectură bună din câte am văzut, ai în jur de 1500 de produse. Nivel maxim 6, adică mi-am maxim 6 click-uri să ajung de la pagina principală la orice produs, ceea ce e destul de ok. 200 de link-uri, mai puțin de 200 de link-uri pe pagină. Ai versiune mobilă, titlurile, URL-uri și imagine sunt optimizate și vedem chestiile tehnice ceva mai importante. Deci înțeleg că am versiunea responsivă. Mai devreme nu știu care coleg spunea că n-am. Ai versiunea responsivă cum? Ai versiunea mobilă, nu responsivă. E bazată pe user agent sniffing, ce spuneam, detectează user agentul care accesezi browserul și servește un cu totul și cu totul alt HTML. Da? Cu totul și cu totul alt. În general, recomandarea e să nu servești cu totul și cu totul alt HTML și mai ales nu bazat pe user agent sniffing. Nu bazat pe detecția ce browser o fi ăla. E o variantă ok la nivelul anului 2004-2006. 2007, când trebuie să servești un... Mai nu merge sau... Eu vreau să mă dau că știu să nu văd. Am înțeles. Am zis peste 5, da? Așa. Ce cifra magică suntem noi. Ok. Hai să mergem și pe câteva chestii care nu le-ai implementat foarte corect. Jumătate din ele sunt puțin tehnice, am să încerc să le explic pe scurt, dar dacă mai ai întrebări poți să mă întrebi după aia. Am ce înseamnă. În primul rând, probleme cu sitemap-ul. Sunt câteva pagini în sitemap, care eu prin crawling, adică ceea ce face și Google-ul, nu am ajuns la ele, dar ele există în sitemap. Sunt niște tag-uri. Nu știu exact de unde există, poate le-ai avut tu mai de mult și le-ai scos. Ideea e că încă sunt în sitemap. Și problema este că Google, văzându-le în sitemap, le indexează. Ai 2400 de pagini cu tag-uri. Și majoritatea arată așa. Sunt goale. E o pagină, un titlu și nu este niciun produs. Ideea e că ai multe pagini de genul ăsta, nu sunt foarte folositoare pentru utilizatori, ar fi bine să scapi de ele, să măcar să le pui un nou index, să nu le indexeze. Pe varianta mobilă ai o performanță destul de scăzută. Nu e o prioritate foarte mare, dar dacă viteza este destul de mică, Google te poate poziționa mai prost, doar pentru că ai o viteză slabă. Așa. Cam astea sunt meta-descrierile pentru produsele tale. E fix titlul produsului. Ceea ce face ca Google să ignore descrierea respectivă și chiar am făcut o căutare după produsul respectiv și după cum vezi, nu ți-a metat descrierea care ai pusă tu, îți pune una destul de random. Ți-aș recomanda să îmbunătățești textul, să fie un call to action. Nu te ajută direct, adică nu poți să pui o listă de cuvinte cheie și pac te poziționează mai sus, dar userul vede chestia asta, dă un click în plus, mai multe click-uri, Google vede, te poate poziționa mai sus. Deci oarecum are un efect indirect. Aici e ceva destul de tehnic, e vorba de rel canonical. Ideea este că îl folosim când avem mai multe pagini de același fel, îl folosim ca să arătăm la Google că ok, e o singură pagină la care vreau să te uiți, celălalt e duplicat, le ignori. Aici este o greșeală că în primul rând trebuie să existe un singur rel canonical pe fiecare pagină. Nu poate să existe mai multe, dacă există mai multe din start, e o greșeală. Și Google le ignoră. Aici au fost folosite pentru variantele, dacă vezi, în fiecare limbă. Ai produsul și varianta în fiecare limbă. Pentru variantele respective se folosește alt tag, care culmea la categorie e implementat corect, la produse name. Uite, de exemplu, la categorie. Un singur rel canonical către categorie, ceea ce e foarte ok, și celălalt se folosește tag-uri rel altele, care se răspui pe fiecare limbă care este. Deci, poate o greșeală a fost de la cei de la Chopin. Și de asemenea, dacă tot pui toate limbile, trebuie să pui și limba curentă a site-ului. Deci, dacă eu intru cu varianta română a paginii, trebuie să includ și asta pe lângă toate variante. Ok. Pentru paginile de categorii, ți-aș recomanda ceva conținut în plus. O descriere a categoriei, sus sau undeva. Ideea e să ridici cât mai mult relevanța paginii pentru, nu știu, accesorii tablete. Și ca să-ți dau un exemplu, de exemplu, Amazon are două propoziții. Deci poate să fie de ajuns pentru că crești numărul de cuvinte relevante pentru ai accessory, Kindle, Nexus, mai multe chestii legate de tablete și crești relevanța paginii. Sau Newegg-ul, care are un text ceva mai lung, pus la sfârșitul paginii, nu prea ți-aș recomanda, aș merge pe prima variantă. Ideea e să ai mai conținut mai mult pe categorie. Paginile în alte limbi. Am văzut că ai 5 sau 6 limbi, însă în afară de numele meniurilor și 2-3 butoane, tot conținutul e de fapt în română. Nu știu exact ce ai vrut să faci cu mai multe limbi. Fiind site-ul .ro, nu o să te găsească niciodată cineva care caută din Italia.
Deci, dacă vrei să le păstrezi, ți-aș recomanda să treci și site-ul în, și fiecare pagină în limba respectivă, dacă nu, nu știu dacă te ajută foarte mult. Așa. Ai câteva produse, din nou, nu e o prioritate foarte mare, dar am văzut chestia asta și cele două produse, singurul lucru care diferă e imaginea și culoarea. Deci este același preț, aceeași descriere. Aș merge pe o singură variantă și să ai opțiune, un atribut, un filtru, ceva. Să ai o singură produs. Și ultima chestie, nu sunt implementate datele structurate. Merg destul de puternic pe date structurate, mai ales având în vedere că descrierile la produsele tale se mai găsesc și pe alte 20 de site-uri. Și având în vedere asta, tu trebuie, nu vei fi penalizat pentru chestia asta, dar Google va alege ce crede el că site-ul ar fi mai puternic pentru produsul respectiv. Și cu date structurate tu poți să-l ajuți. Și de asemenea te ajută pentru că rezultatul tău poate apărea așa în Google. Deci, unul la mână, ai breadcrumbs care îs link-uri, accesorii telefonului, poți să dau click direct, deci ai mai multe link-uri în rezultat. Și pe de altă parte ai rating, ai direct prețul acolo, număr de recenzii și așa mai departe. Din nou, poate crește rata de click care te ajută indirect în rezultat. Pe partea de off-page m-am uitat puțin, având în vedere că partea de on-page stai totuși destul de bine, deci chestiile astea se pot rezolva destul de repede și nu te afectează chiar așa de mult. Scuze. Pe partea de off-page însă nu stai foarte bine. Link-urile curente au ajuns încât să mâncavă pe un singur slide. Deci astea sunt toate domeniile de unde ai tu link-uri. Și având în vedere că ai site-ul de un an de zile, e un profil destul de mic, cu domenii destul de slabe. Majoritatea de aici sunt site-uri de anunțuri sau directoare, adică în general link-uri care ți le pui practic tu ție. Și Google vrea să vadă link-uri de la site-uri de autoritate, din aceeași nișă eventual, blogger, media și mai puțin site-uri unde poți să-ți înscrii tu manual URL-ul. Am văzut, este acolo și un Vodafone.ro, dar de fapt e un forum, e nofollow, deci nu e un link care s-ar considera. Și ca să îți dau câteva idei cum ar putea să obținem câteva link-uri bune, îți dau câteva exemple de la competitori din afară, competitori, nu neapărat competitori, site-uri de nișă din afară, care au făcut campanii de content marketing. Aici este un infografic despre cum să salvăm cât mai mult din, cum să economisim cât mai mult din bateria telefonului, să ne ține mai mult. Infograficile sunt un mod destul de bun de a obține link-uri de calitate, că poți să le promovezi mai ales în media și editor de la site-uri de nișă, pentru că ai practic informații folositoare, ai un design atractiv și e ușor de distribuit. Deci te poate ajuta cel mai bine. Încă un exemplu ar fi evoluția bateriei portabile la telefon. Pentru România, acum te gândești de unde ai putea să faci o de niște date ca să faci și tu un infografic. Google pune la dispoziție un set de date, chiar și pentru România și pentru majoritatea țărilor. Link-ul este jos, nu știu dacă se vedeți, pot da după aia, Google Think Insights se cheamă. Și poți să intri, poți să alegi foarte multe date legate de folosirea telefoanelor, ce cumpără lumea, de câte ori cumpără și așa, și poți să-ți faci un infografic destul de ușor pe tema asta, să-l distribui, nu multă lume din România face, deci chiar dacă ești un site de care poate multă lume n-a auzit, ar fi destul de ușor, pentru că în general la media ei preferă date, mai ales într-un mod vizual, ți-a luat ce niște link-uri foarte bune. Și cum Google îi place un profil de link-uri cât mai divers, să zicem că ai vrea să ieși link-uri de la blogger. Și pe lângă banalele concursuri și advertoriale sau ce alte metode mai folosesc alții, m-am gândit la o campanie folosită și în afară. Tipul este un videoblogger destul de cunoscut pe partea asta de mobile, gadgeturi și așa. Și a făcut o colaborare cu tot un magazin de accesorii care a făcut o carcasă custom fix pentru el. Și în sensul ăsta ai putea să faci și tu, poate o campanie pentru blogger cu carcase customizate pentru ei, le faci o surpriză sau ceva de genul ăsta, faci și o pagină unde le arăți, nu știu dacă ai avea un produs sau ai avea cum să faci treaba asta. Ideea e că bloggerul vede chestia asta, e destul de entuziasmat, deja îți creezi o relație cu el, poți să colaborezi cu el mai târziu și primești și câteva link-uri de calitate de genul ăsta. Cam atât pe partea de SEO. Dacă mai ai ceva întrebări, ne auzim după. Sper că n-am mâncat prea mult din timpul lui Alex. Nu, stai, nu știu, niciodată. Mi se pare riscant acolo, în data. Eu mai așteptam cu 10 minute de la tine, așa. M-am cadrat? Eu am o întrebare.
Salutare tuturor, eu sunt Alex, cu partea de social media și partea de oameni, de fapt. Și mă bucur, legat de oameni, că văd și în seara asta multe fețe noi la eveniment și aceasta cunoscute. Ceea ce e foarte mișto și mersi că ați venit. Că, na, toată lumea are vineri seară și are ceva de făcut vineri seară și înseamnă mult că sunteți aici pentru noi. Și pentru acest audit. Ok, în social media, cei care au fost, probabil știu că eu de obicei, pe partea de social media, țin să devin destul de analitic, să intru în numere, în indicatori. În seara asta nu o să mă ating foarte mult de indicatori, pentru că, în fapt, dacă începe cu asta, nu prea sunt foarte mulți indicatori pe care să-i urmărim. Asta fiind pagina de Facebook, o comunitate de 1000 de fani, nu ăsta e numărul relevant, ci cât de implicați sunt fanii ăștia. În primul rând, cum postez? Aici nu cum postez. Postez cam o postare pe zi și în 200 de postări analizate am observat ca structura postărilor, cele mai multe sunt link-uri. Sunt link-uri direct către site, acum nu știu, poate ai și un soft care face lucrul ăsta automat. O funcție care face lucrul ăsta automat. Habar nu am. În orice caz, sunt link-uri. By default, Facebook, ca și reach, ca și reach organic, dă un pic mai puțin la link-uri, reach-ul față de alte postări mai engaging, ar fi poze sau video. Și a devenit și mai ușor engaging, pentru că engaging se întâmplă în Facebook, în afara lui. Și mai au și un lucru nou, o politică anti-link-bait, în care, ok, multe lume a văzut chestia asta cu link-urile, că, ok, nu vine să postezi link și de multe ori vine să pui poză cu link în descriere. Dar poate să devină link-baiting chestia asta, te folosești pur și simplu de algoritmul Facebook-ului și ei au început să urmărească și timpul petrecut pe site. Adică se uită la tine ca user, am intrat de pe link-ul ăla, m-am dus pe site, dar după 10 secunde am venit înapoi pentru primirea ceva ce mă așteptam. Și în momentul ăla Facebook reglează algoritmul ca să-ți dea ție mai mult sau mai puțină putere. Și puterea în cazul tău se dă și în cazul unei pagini, în general, vine din engagement. În 200 de postări, în total, sunt 49 de like-uri, 0 comment-uri, 3 share-uri. 200 de postări înseamnă undeva de prin martie. Deci de prin martie, în total, sunt 49 de like-uri. Ceea ce e și mai și e că 38 sunt pe singură postare. Asta probabil a fost o postare promovată sau care a luat, la un moment dat, ceva cu simpatie din partea comunității. Ok, ce am observat la pagină, în mare, și aici o să termin cu numerele. Ce-am observat în mare e că postez foarte mult produse. Pentru că ești un magazin online, toată lumea de aici sau multă lumea de aici are un magazin online, știe că ai adevărat un produs și trebuie să dea un produs înainte, Black Friday Day cu prețuri, cu tăieri de prețuri și cam aia e. Nu ăsta e neapărat modelul care l-aș face universal pentru un e-commerce sau pentru un brand în general. Pentru că, ok, produsele vin cu utilitate. Dar oamenii nu cumpără doar utilitate. Oamenii se așteaptă și la altceva din partea unui brand. Mulți zic că, ok, un brand trebuie să zică o poveste. Sau o bucată de content trebuie să zică o poveste. Eu, în general, social media mă bazez pe ce experiențe generează. Și acum, ca să dau un exemplu de experiență, nu știu, de diferență între utilitate și valoare prin experiență, gândește-te că trebuie să mergi cu avionul, undeva în vacanță, și ai mers, sau tu și un prieten, și tu mergi cu un low cost, acum, mergi cu un low cost, ok, ești înghesuit, stai la cozi, nu primești mâncare decât dacă plătești pentru ea, dar ajungi acolo. Deci utilitatea, scopul pentru care te-ai luat biletul de avion, să servești. În schimb, gândește la cineva care merge la aceeași destinație ca tine, pe aceeași pachet turistic, dacă merge cu Lufthansa. Și primește, ok, pentru un preț mai mare, dar primește mult mai multe lucruri. Ai aceeași utilitate. Ajunge în același loc ca tine și își servește aceeași nevoie de vacanță, doar că are altă experiență. Și vede lucruri complet diferit. Și despre asta sunt experiențele, despre cum mă simt, cum mă face să mă simt un brand. Și ce e important, și exemplu de mai devreme, este că, de fapt, concluzia pe experiențe este că oamenii nu cumpără doar feature-uri. Oamenii cumpără experiențele și sunt dispuși să plătească. Și asta e important pentru orice magazin online de știuri. Oamenii nu vă cumpără doar produsele. Vă cumpără experiența pe site, vă cumpără experiența de brand, vă cumpără viteza pe site, vă cumpără absolut tot. Și sunt dispuși să plătească mai mult pentru experiența mai bună. Acum, eu o să mă limitez la social și o să zic cum văd eu construirea unei politici de content bazate pe aceste experiențe.
M-a oprit? Sau s-a blocat? Așa. Mersi, Ionel. În primul și în primul rând m-am uitat și în primul rând ar trebui să pornești de la oameni, de la ok, cine e targetul tău. Nu știu cine e targetul tău, știu foarte puțin despre el, așa că m-am uitat în piață. Am folosit Facebook Audience Insights, care vi-l recomand tuturor, e un tool genial, pus de câteva luni la Facebook. Vă zic, n-am fost la un client sau la o discuție strategică fără Facebook Audience Insights de când l-am băgat. Și sunt oameni în sală care confirmă, poate să confirmă lucrul ăsta. Ok. La ce m-am uitat? Mi s-a părut un public interesant, mai ales de Black Friday, userii de noi smartphone. Deci am găsit în Facebook Audience Insights, am găsit opțiunea asta. Oameni care și-au luat un smartphone recent, care și-au cumpărat un smartphone recent. Și au chiar categoria asta, e o categorie broadă. În principiu sunt, nu se vede pe grafic ăsta că sunt culorile aiurea, dar cam 50-50 bărbați femei și categorii oameni tineri, în mare parte. Ce e și mai interesant e ce device-uri au, sau ce device folosesc pentru Facebook. Aici, în partea de sus, sunt toate device-urile folosite. Și aici, în partea de jos, sunt primary devices, ce folosesc cel mai mult pentru a sta pe Facebook. Ok, în partea asta de aici, vedem că din useri, ăștia am ales noi, new smartphone users, nimeni folosește desktop only. Toată lumea își folosește smartphone. Pentru Facebook, dar poate să extrapolezi, nu știu dacă folosești acum cumpărături online. Ceea ce duce încă o dată la importanța acelei pagini responsive. Plus că vizi accesorii de telefoane. E clar în interesul lor, în zona lor. Ca și device-uri. Deci ăștia sunt useri de smartphone-uri noi. iPhone. New iPhone, probabil cerere crescute și pentru vechiul iPhone, crește cererea în piață. La fel se vede și aici. iPhone, iPad se pare că sunt device-uri populare, ca și nou device în România. Cred că se și confirmă dacă studiem empiric. Și user care folosesc în principal mobilul pentru Facebook versus desktop pentru Facebook. E luat în funcție de user și aici luat în funcție de sesiuni, cumva. Ok, aici doar o idee despre device usage. Care ar fi principale interese? Și aici, când zic interese, zic, ok, ce i-a pasionat pe ei la brandul tău? Pentru că orice om are foarte multe pasiuni. A fost de multe lucruri. Ar trebui să aliniezi și cu brandul tău și cu ce propunere de valoare poți să-i livrezi tu. Am schițat câteva. Poți să vii cu oricâte idei vrei, atâta timp cât poți să livrezi content de calitate pe ele, poți să vii cu oricâte idei vrei. Dar cred că mobile e neapărat pentru ele. Adică ești un furnizor de accesorii mobile, clienții tăi au smartphone-uri în general, mobile e un interes puternic pentru ei. Mă gândesc că sunt comozi. Comozi în sensul nu de nu fac nimic toată ziua, ci în sensul de ok, comod pragmatic cumva. Că știu că pot să folosesc smartphone-ul pentru aceeași dată pot folosi desktop. De foarte multe ori. Și mi-e mult mai ușor să fac lucrul ăsta pentru că am un smartphone. Sunt trendy. Mai ales un public care vrea să cumpere puse, pentru că la asta te uiți. Sunt oameni care vor personalizare, care vor să iasă în evidență. Sunt productivi, pentru că sunt user de smartphone și, în general, orice user de smartphone are în vedere, neapărat productivitatea pe un nivel de business, productivitatea la nivel de viață. Pentru că îi ușurează viața un smartphone și o face mai plăcută. Și, în ultimul rând, un beneficiu principal pe care tu îl livrezi, nu știu cât de mult îl comunici, e acela siguranței. Pentru că, da, cum să-ți face telefonul mai sigur? Și orice iPhone-ul arunc de la distanța asta o să se crape. Și e un fact și clienții tăi o știu lucrul ăsta. Mai ai iPhone se crapă la distanța aia sau? Am tot al meu acum, să vezi dacă puțește ceva. Ok. Ai... El are loc, el are loc, eu 1100, nu ia iPhone. Da, exact. Da, acum am temă. Ok. Asta a fost câteva idei de interese pe care poți să le urmărești. Ce ar trebui să faci cu interesele astea? Să-ți definești niște obiective, pentru că și social media e un canal pe care poți să ai obiective. Poți să-ți dorești 100.000 de fani, că atunci când postezi, să vadă 10.000 de oameni postarea. Nu-ți pasă ce se întâmplă cu aia 10.000 după, să-i s-o vadă. De exemplu, trusturi media, care fix pe asta vizează, pe arunce cât mai mult, rapid, pe un număr, pe fanbase foarte mare. Nu le pasă ce se întâmplă acolo. Ei dau conținut să fie văzut. Și apropo de toate politica care se întâmplă în zilele noastre, fix lucrul ăsta se întâmplă. Vezi Victor Ponta care a crescut cu nu știu câte 100.000 de fani într-o zi. Amin. Am mințit?
Ok, definește-ți un mix de interese, cum e cel anterior, ți-am zis, fă-ți-l pe al tău, că tu știi cel mai bine și care e brandul și care sunt clienții și generează experiență cu asta în minte. Și normal, fă-o și pentru Black Friday. Care e principalul din punctul meu de vedere ca on the social media în Black Friday? Toată lumea se bate prețul. Cum zicea și Cornel, toată lumea ia ca referință prețurile mari și încearcă să taie din ele ca să supraviețuiască. Ok, mulți pot fi profitabili în modelul ăsta, dar cred că și am văzut brandurile mari în Black Friday, brandurile mari cum mă refer retailer mari și mă refer fix la Black Friday, nu la Cyber Monday, că ce facem noi aici e Cyber Monday, nu e Black Friday, dar brandurile mari din Black Friday pun mare accent pe brand, pe ce campanii comunică. A fost o campanie de la Macy's de Black Friday care a fost super virală, n-am menționat niciodată Black Friday sau prețurile duse. Dar a reușit să fac campanie de Black Friday. Atoarele clienți magazin cu ideea de Black Friday. Simte pe site și așa. Pun mai accent pe brand, pe ce comunici. Și cred că social media e un canal potrivit. Pentru că pe ei practic ok, o să te bagi pe preț. Și aia e zona în care dacă vrei să intri, să să licitezi întotdeauna pe ceilalți, ok, e foarte bine. S-ar putea să te coste foarte mult să te afișeze pe asta de Black Friday. Nu știu, ne confirmă oamenii de pe Pay-Per-Click de prin sală. De asta costă foarte mult să afișezi. De asta social media poate fi un canal foarte bun de a genera altfel de trafic decât acea afișare. Și ok, în primul rând trebuie să te diferențiezi. Asta e principalul factor. Eu am propus trei idei grosso modo de campanii, dar nu le folosi sau dacă vrei să folosești altceva, poți să folosești. Zic să nu le folosești, să analizezi brandul tău și să vezi ce poți să faci cu ideea de genul ăsta. Ok, prima idee pleacă fix la beneficiul al siguranței. Că ok, tu vii în siguranță, într-un mod sau altul. Și e un value proposition, printre altele. Și am plecat și de la un insight din piață, că de Black Friday, așa cum știe toată lumea, crapă multe lucruri. Crapă site-uri, s-ar putea ca de nervi să crape și laptopuri, să crape și tablete, să crape fizic. Și chiar la asta mă gândeam, la ceva de genul ăsta, în care spui userului că, ok, anul ăsta, oricum o să crape multe lucruri, dar atunci o să crape. Și de asta poți să vii la Tab Store să-ți iei o fustă. Ăsta e mesajul de transmis. Ce e copy vizual nu e neapărat de personal. Mai doi, ăla e al imagului, care mai crapă și el din când în când. Ok. Ce obiectiv ar fi, ok, generează ceva care să te facă outstanding, să te ducă mai departe și încearcă să-ți comunici și brand-ul. Ca și interese, categorii vorbești de mobile, pentru că lumea care folosește mobile de Black Friday e supus acestui risc, foarte minor, dar e supusă și s-ar putea să-i se pare și funny să arăt că e supus acestui risc și beneficiul siguranței care promovezi. Ca și experiențe, ce poate genera asta, trebuie să fie amuzantă, makes me laugh și makes me take action. S-ar putea să îmi placă să împart lucrul ăsta și cu altcineva care poate și-a crăpat tableta de anul trecut. S-ar putea să am un prieten în listă care și-a crăpat tableta de anul trecut sau poate și-a crăpat o altă dată, dintr-un ghinion. E bazat pe un insight uman, pe lucrurile crapă, inclusiv de Black Friday site. Scuze pentru overusage of the word crapă. Ok, o altă idee. Sugerez simpatie de la comunitate. Pentru că, ok, ai și concurenți, dar tu mai ai o valență a brandului. Faptul că nu vinzi produsul principal pentru ei. Tu vinzi un accesor și chiar așa e și definit, ca fiind un accesor. Însă ei, ca să aibă accesorul tău, au nevoie de produsul principal. Și s-ar putea că de Black Friday mulți să-și cumpere produse principale. Și tu nu ai produsul principal. S-ar putea ca mulți dintre concurenții tăi să facă cross-sell și up-sell pe produsele tale. Și nici să n-aibă vreo șansă să ajungă la tine. Așa că, dacă vrei o lună de Black Friday, fă o lună preemptive pe chestia asta. Oferă-le ceva valoare pe produsul principal. Spune-le, nu știu, ca și exemplu, de unde poate să-și ia cea mai ieftin Samsung Galaxy Tab 2. Spune-i tu asta, că tu ești de încredere, tu ești un extern. Tu nu ești emal să spună eu că e cea mai ieftin, sau nu ești cel ca să spună eu că e cea mai ieftin, că fiecare poate zic că e cea mai ieftin. Sau că e cea mai bună ofertă. În schimb, tu ești un extern și ai putea să generezi simpatie din partea lor pentru asta. Și chiar să le spui că ei s-ar putea să îi dea seama și în punctul ăsta, că tu ai mult mai multe puse decât poate să-i ofere un alt retailer. S-ar putea să fie chiar adevărat lucrul ăsta și s-ar putea să aibă o selecție mai mare. Și e bine să-și facă planul din timp, pentru că, cum a zis și mai devreme, oamenii de Black Friday își fac și planul din timp pe cumpărături. Ok, mobile,
e confortabil pentru ei să facă lucrul ăsta și creșești productivitatea, pentru că l-ai ajutat să facă ceva. Și îl educă, îl face, tu îl ajuți pe el să devină mai deștept, poate îl faci să ia și acțiune, prioritatea întotdeauna e un obiectiv și categoric o să iei simpatia. Dacă faci lucrul ăsta și într-un mod structurat și coerent, o să iei simpatia, pentru că de ce ai face asta? Decât dacă mai ține la el foarte mult. Ok, și o ultima idee, care cred că e foarte importantă, Black Friday, numai că ăsta era un magenta și se vede foarte ciudat. Nu merge pe același nivel cu ceilalți. Toată lumea are banner de Black Friday în care spune că avem reduceri. Toată lumea. Și noi avem. Mă pune la reduceri. Dar toată lumea face asta. Am redus să-i tăia la mă, avem reduceri. Exact. Really, e o bătălie pe prețuri. Și asta e piața. E o bătălie pe prețuri. Dar poți să stand out, cred că, și în piața asta. Ce zicea George mai devreme de un Think Friday, poate. Dar depinde de context acolo. Da. El îl știe. Facem da. Rainbow Friday. Exact, Rainbow Friday. Ideea e că oamenii tăi, da, vor personalizare, oamenii tăi vor să primească lucruri diferite de ce au standard și de asta Black Friday pentru ei poate fi opțiune să interacționeze cu brandul tău fix pe chestia de personalizare. Că să-și personalizeze Black Friday sau să-și coloreze Black Friday. I don't know. Important e să încerci să faci ceva și să te diferenție de celelalte branduri. Asta e ideea principală de aici. Pentru că oricum am dat-o, nu o să fie Mac, oricum am dat-o, nu o să fie cel, în Black Friday-ul ăsta. Și dacă vrei să încerci să aduci rezultate, trebuie să încerci lucruri noi. Asta de doar avea un banner acolo pe site care spune o reducere, comunică o reducere. Okay, ce experiențe comunică? Interese, mobile și trendy. Și, într-adevăr, s-ar putea să fac un pic mai deștept, pentru că el se simte diferit de Black Friday și să-l inspire. Site-ul tău e și unul de inspirație și poate că înțelegi ca fiind unul de inspirație. Pentru că oamenilor le place să facă alegeri când au multe opțiuni sau să-și customizeze. Și astea au fost ideile. Categoric, în general, foarte multe, dacă stăm la o discuție, dar e important să prinzi care ar fi obiectivele în social media. Ok, și ca un final thought, be more than black. Be bold. Lasă-mi pauză, după care vă așteptăm cu întrebări și cu special guest.